Salutare, oameni buni! Astăzi este o zi frumoasă de toamnă, așa pe final de sezon moto. Și dorim să le mulțumim locațiilor care au acceptat să facă parte din proiectul nostru de ajutor reciproc. Acest proiect a luat naștere datorită COVID-ului. Exact! Noi în ultimii ani am început să călătorim din ce în ce mai mult. Anul 2020 pentru noi a însemnat un an foarte bun, dar din păcate COVID-ul ne-a dat toate planurile peste cap. După ce au apărut în media știrile cu noul coronavirus, undeva pe la sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie, am știut că acest an va fi compromis. Deja prin luna aprilie am început să anulăm toate concediile programate pe acest an. În luna iunie trebuia să avem un concediu în Elveția, în luna iulie în Muntenegru, în august în Polonia. Noi fiind videograf de evenimente, în special de nunți, am fost dați peste cap maxim cu această pandemie. Toate nunțile, aproximativ 90% din ele, s-au amânat pe anul 2021. Asta a însemnat reduceri drastice din punct de vedere financiar. Dar, odată ce nu am avut evenimente, am avut mult mai mult timp liber și am zis ce să facem noi cu el. Iar eu, cum niciodată nu mă dau bătută, mi-a venit ideea de a începe acest proiect de ajutor reciproc cu diferite locații, pensiuni, hoteluri, căbănuțe din țara noastră. Așa cum și noi am fost afectați cu evenimentele, așa a fost afectat și domeniul Horeca. În prima fază am fost foarte sceptici în ceea ce privește acest proiect, deoarece nu știam cum vor reacționa oamenii. Am zis, hai să le scriem câtorva și vedem ce va fi. Noi le-am cerut 2-3 nopți de cazare, masă și dacă există posibilitatea de contării transportului. În schimb, ei primeau un clip de promovare a locației, atât din interior cât și din exterior, chiar și cu drona, unde permitea, să zicem, condițiile meteo, unde permitea locația să nu fie în centrul orașului. Iar pe lângă faptul că ei primeau acel clip separat, noi îi promovam și în clipurile noastre acele episoade video pe care noi le facem la fiecare ieșire. Când am început să facem aceste episoade, am dorit de la început să le facem în limba engleză, deoarece de atunci visam ca acest proiect să ajungă departe. Fiindcă a prins foarte bine în România și oamenii au răspuns pozitiv din prima, majoritatea din ei, speram ca în anii ce urmează să putem crește și să călătorim toată Europa sau chiar și pe alte continente cu acest proiect. Chiar dacă la începutul anului totul părea compromis, datorită acestui proiect de ajutor reciproc, am reușit să călătorim în diferite locații din țara noastră și să cunoaștem oameni foarte faini. Așa e. La unii din ei chiar am revenit a doua oară. Dorim să mulțumim frumos încă o dată tuturor celor care ne-au acceptat și au avut încredere în noi, mai ales cei de la început, pentru că nu știau ce vor primi, cum suntem noi ca oameni. Ulterior am aflat că au fost foarte mulțumiți de materialele primite. Mulțumim frumos și să ne vedem cu bine în anul ce urmează. Numai bine, aveți grijă de voi! So, that was for today. I hope you like this video. And don't forget to subscribe for our channel. And see you next year. Asta în cască a fost doar de engleza noastră. Ciao! Bye.